Pe șantierul Catedralei Mântuirii Neamului, efectivul de muncitori a fost mărit pentru a putea fi realizate toate tipurile de lucrări. Datorită faptului că se lucrează în trei schimburi, se acoperă toate fronturile de lucru, atât ziua cât și noaptea. Odată cu îmbunătățirea condițiilor meteo, ritmul lucrărilor de execuție s-a intensificat în șantierul Catedralei. În prezent avem un număr de 350 de muncitori care lucrează în trei schimburi. Primul schimb începe activitatea la ora 7 dimineața și acesta este cel mai numeros, aproximativ 150 de muncitori, în special fierari și sudori care execută lucrări de montaj armătură flexibilă și armătură rigidă și suduri ale acestor armături. Schimbul 2 își începe activitatea la ora 1 după amiaza și este format în principal din zidari care execută atât zidăria interioară din cărămidă plină presată, cât și cea exterioară din cărămidă cu goluri. Schimbul de noapte și începe activitatea la ora 22 și este format în majoritate din dulgheri și betoniști care execută lucrări de cofrare și betonare. Deci am ales să punem în schimbul 2 aceste tipuri de lucrări, întrucât betonul care se pune în operă ajunge mult mai repede la șantier datorită traficului din București. În continuare, muncitorii sunt concentrați în partea de est a șantierului, în zona absidelor și la peretele altarului, dar se lucrează și în zona cafasului. Datorită sistemului piramidal pe care l-am adoptat pentru acest șantier, de execuția lucrărilor de la partea de vest către partea de est, în acest moment lucrările aferente nivelului 0-9 sunt finalizate 100%, lucrările aferente nivelului 9-18 sunt finalizate în proporție de 95%, după cum putem vedea și în spate, zidul catapetesme este deja finalizat. Au mai rămas ultimul pas de turnare de 3 metri din zidul aferent peretelui de la altar. În acest moment suntem la cota 18. Imediat după ce vom finaliza lucrările la cota 27, vom începe montajul unei platforme pe întreaga suprafață a catedralei, necesară pentru a demara lucrările de la cota 27 la 36. Rolul acestei platforme este de a susține toate eșafodajele necesare cofrajelor și lucrărilor de la cota 27 până la cota 45 pentru execuția arcelor, pentru execuția bolților, pentru turnarea betonului, pentru execuția lucrărilor de zidărie. Detalii despre etapele construirii lăcașului de cult, despre arhitectură, dar și despre simbolistică, puteți afla consultând site-ul catedralaneamului.ro. Tot de pe această platformă online, aflați și cum puteți contribui la edificarea Catedralei Mântuirii Neamului. De asemenea, un afiș informativ există în toate locașurile ortodoxe românești.